Bine ați venit la o nouă conferință organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, conferință intitulată Crucea, Cărare spre Veșnicie. Ne aflăm într-o perioadă minunată, o perioadă de pregătire prin pocăință, post și rugăciune pentru Marele Preasnic al Învierii Domnului. Iată că tema din seara aceasta este o temă care vine în completarea duminicii trecute, duminica în care Biserica, duminica care a fost consacrată pomenirii Sfintei Cruci. Crucea, ca expresie a iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru om, este așezată în mijlocul postului pentru a reînnoi în noi capacitatea de a deveni de lung răbdători. În această seară, îl avem alături de noi pe Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Cluj. Părintele este licențiat al Facultății de Filosofie și de Teologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Preacucernice Părinte, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre a fi în seara aceasta în mijlocul nostru. Vă ascultăm cu drag.